Salutare dragi prieteni și bine ne-am regăsit la încă o partidă de pescuit. De data aceasta suntem pe Balta Zăvoaia din județul Brăila. Doar ce ne-am așezat și noi aici. La prima lansare, deja după 2 minute am avut trăsătură, am luat un caras. Am băgat și cel de-al doilea feeder la fel la prima lansare, încă un caras. Acum aș vrea să îi selectez, i-am pus o boabă de porumb flotant pe asta din dreapta și pe cea din stânga deocamdată lăsăm la un pop-up de 5 mm. Vreau să pun și o lansetă acolo și să dau cu aceste solubile de la Wild Carp ăsta, știți? Vreau să le încerc așa, pe spin de 10, cârlig de 12. Pe această baltă taxa e de 100 de ron, să pescuiește doar ziua. Programul cred că e de la 6 dimineața, ca așa au deschis, până la, eu știu, 6-8 seara. Sunt câțiva pescari, adică câțiva mai mulți. Au fost la prima oră undeva la 20 de mașini. Bun, dăm clipsat undeva în 50 de metri, iar cu lanseta o să dau undeva la 4-5-50 de metri, încercăm să găsim ceva ciortan crap. Așa că stați aproape și hai să înceapă partida. Așa, cum am spus, cu lanseta asta, a? Băgăm câteva rachete aici, 3-4. Cam greu să dai cu două, pentru că cum arunc la un minut am trăsătura și nu prea pot face față cu două, dar v-am zis, o să pun ceva pop-up-uri mai mari pe una. I-am băgat acum un pop-up cu aromă de usturoi de 6. I-am băgat un pop-up de 12 acum. Da, stai să vedeți mai bine. Krill. Asta de
Cam așa stă treaba pe balta Zăvoaia. Deci pe malul dintre dealuri, aici am pescuit. Pe malul acela am înțeles că nu se pescuiește unde e digul. Pe malul acela se pescuiește, iar în stânga mea se pescuiește. Hei, după o zi de pescuit, caras, undeva la 2,5 kg, 3, nu prea e ok. De azi dimineață de la 6, ora 3, 9 ore de pescuit. Acum spuneți și voi dacă se merită sau nu să vii din Galați la Zăvoaia. Bine, am venit pentru distracție, știam, mă așteptam la așa pește. Oricum, m-am distrat, sunt mulțumit. Ce să vă spun, vă doresc fire întinse și până data viitoare să ne auzim cu bine.